Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre o funcție extrem de utilă din Excel și anume funcția VLOOKUP. Pentru exemplificare am realizat în prealabil două foi de calcul numite statistică și date de contact, în interiorul cărora am salvat în prima datele elevilor claselor a noua conform coloanelor, număr matricol, numele elevului, clasa, profilul, notele la teze la limba română și matematică, și o ultimă coloană necompletată în care va trebui să introducem adresele de e-mail ale elevilor. În cea de-a doua foaie de calcul, numită date de contact, avem salvate datele pe următoarele coloane. Număr matricol, nume, CNP, telefon și e-mail. Dacă, spre exemplu, se dorește aflarea adresei de e-mail a elevului cu numărul matricol 1114, fără folosirea funcției VLOOKUP am fi procedat astfel. Din prima foaie de calcul s-ar fi copiat numărul matricol, numărul matricol care s-ar fi căutat în cea de-a doua foaie de calcul, am fi urmărit rândul cu înregistrarea respectivă și am fi aflat că adresa de e-mail a elevului cu numărul matricol 1114 este elev115 arondiahu.com. La fișiere ce conțin foarte multe înregistrări și la efectuarea unor astfel de operațiuni într-un număr mare, Utilizarea aplicației Excel devine foarte greoaie și neeficientă, motiv pentru care avem la dispoziție funcția VLOOKUP, care poate face toate aceste operațiuni într-un mod automat și eficient. Pentru a folosi funcția VLOOKUP vom proceda în felul următor. În prima foaie de calcul numită Statistică, în prima celulă din coloana e-mail, vom executa un singur clic. Apoi vom executa un clic pe simbolul grafic FX, care ne va permite inserarea unei funcții în interfața grafică. În această zonă vom scrie numele funcției pe care vrem să o folosim, adică VLOOKUP. O vom selecta și vom executa un click pe butonul OK. Vom avea de stabilit patru parametri pentru această funcție. Primul parametru, LOOKUP VALUE, va fi parametrul după care se va face căutarea. Adică noi am făcut căutarea după numărul matricul. Prin execuția unui click pe acest buton din partea stânga a zonei în care putem introduce text, avem posibilitatea să selectăm o valoare cu ajutorul mouse-ului. Vom executa un click în celula A2 pentru a realiza o căutare după numărul 1000. Vom executa din nou un click pe acest buton și observăm că în spațiul rezervat valorii Luca Value a apărut scris A2. Al doilea parametru pe care trebuie să-l stabilim este zona în care se va face căutarea. Vom executa un click pe această săgeată, pe acest buton. Vom da click pe a doua foaie de calcul numită date de contact. Și vom selecta cu mouse-ul, prin metoda Drag and Drop, toate coloanele din, acest, din această foaie de calcul. Astfel, vedem că a fost selectată toată zona din foaia de calcul numită Date de contact. Vom executa un click pe acest buton și astfel am stabilit și al doilea parametru. Al treilea parametru reprezintă acea zonă care va trebui să returneze nouă valoarea pe care o căutăm. Noi returnam adresa de e-mail. Noi adresa de e-mail urmăream să o aflăm. Acest parametru este numit col index num. Asta înseamnă că vom stabili coloana de unde să returneze datele excel după numărul coloanei. Numărul coloanei fiind notat astfel. Coloana A are numărul 1, coloana B numărul 2, C 3, D 4, E 5, F 6. Se observă că adresele de e-mail sunt trecute în coloana F, care este a șasea coloană. Prin urmare, la parametru col index num vom trece numărul 6. Ultimul parametru pe care trebuie să-l stabilim este range lookup, care poate lua două valori, true sau false. Dacă îi vom stabili valoarea true, se va face o căutare la o cea mai apropiată potrivire a valorii obținută din parametrul lookup value. Dacă îi vom da valoarea false, această căutare va fi una exactă după valoarea parametrului lookup value. Putem scrie efectiv cuvintele true sau false sau putem introduce valorile 0 pentru fals și 1 pentru adevărat, pentru true. Noi vom introduce aici pentru al patrulea parametru valoarea 0 și executăm click pe butonul OK. Se observă că în acest moment este afișată adresa de e-mail a elevului care are numărul matricol 1000. Dacă vom arunca o privire în foaia de calcul numită date de contact la numărul matricol 1000, care este prima înregistrare din această foaie de calcul, vom observa că, într-adevăr, e mail acestui elev, care are numărul matricol 1000, este elev 1 Pentru a expanda această formulă și în celelalte celule, nu avem altceva de făcut decât să deplasăm mouse-ul în colțul din dreapta jos a acestei celule, până când semnul grafic al mouse-ului se transformă într-o cruciuliță plină neagră și aici executăm două clicuri. Deci să recapitulăm. Funcția VLOOKUP primește patru parametri, lookup value fiind primul parametru care stabilește ce se caută, table array stabilește zona în care se realizează căutarea. Col Index num reprezintă numărul coloanei care va furniza datele pe care noi le căutăm, iar Range Lookup va furniza tipul căutării: o, căutare, o căutare exactă după valoarea parametrului Lookup Value sau o căutare la cea mai apropiată potrivire. După acest parametru. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian, și până data viitoare vă doresc la revedere!